mi-a fost profesor în liceu. Era un pasionat de sport, eu consider că am înțeles foarte bine cu el și chiar a fost un bun organizator de turnee. Poate și asta ne-a împins ca să înaintăm, să creștem de la an la an cu acest turneu. Am multe amintiri cu el. Undeva socru era foarte pasionat de sport în general și în familia Dohan televizorul mergea numai pe canalele de sport. Se uita non-stop, se uita la meciuri de handbal, la meciuri de fotbal. La meciurile de fotbal era foarte calm. Eu, fiind mai mult pasionat de fotbal, eram mai agitat. În schimb, când juca un meci de handbal, o echipă românească, era foarte agitat și gesticula și explica. Era pasionat, am foarte multe amintiri plăcute cu el. Mircea Dohan a fost un jucător bun, mi-aduc aminte, era pivot și juca de multe ori și extremă, care era cam ca mine, așa, nu prea dezvoltat, dar avea ambiție și în momentul în care era în posesia mingii, nu ierta și marca. E adevărat că e foarte greu să vorbești despre un om care ne-a părăsit, dar e bine că se pomenește despre el. Eu cred că acum îl cunoaște mai multă lume decât când era jucător. Taică meu a fost pedagog până la capăt. Inclusiv la prânzul de duminică și acolo nu rezista până nu dădea o notă. Supei, de exemplu. Mărioară, asta este de un 8. Prea multă sare. Acum 11 sau 12 ani de zile, la inițiativa colegilor de la Baia Mare, am acceptat să vin pentru a-l comemora pe Mircea Dohan, un jucător bun de handbal, care a fost în componența echipei Minaur Baia Mare. A fost prima dată când ne-am întâlnit după mulți ani de zile într-un orășel pe care urma să-l cunosc destul de bine și îmi aduc aminte că am fost invitați la primărie într-un parc destul de mărinimos și s-a discutat să înceapă o competiție care să poartă numele Mircea Dohan. Eu, să fiu sincer, nu îl uitasem, pentru că timpul șterge. Am multe amintiri și la masă, împreună cu cei de la Baia Mare, mi-am reamintit ce rol a jucat, ce importanță a avut și, bineînțeles, și regretul că ne-a părăsit. Și atunci, tot la masa respectivă, s-a convenit să participăm la o competiție la nivelul copiilor și juniorilor, pentru că atributul lui Mircea Dohan era să pregătească copiii. Și așa s-a născut turneul Mircea Dohan. De atunci eu m-am implicat cât am putut și mi se pare că o singură ediție datorită conjuncturii nu s-a organizat. În rest, astăzi am văzut că 11 ediții au fost organizate și din ce în ce mai bine și cu mai multă deschidere față de atât față de copii și de echipe, dar și față de spectatori, pentru că între timp s-a mai populat sala asta, care ar trebui și ea să fie refăcută, pentru că e păcat de acest oraș, care văd că menține pulsul la nivelul organizării acestei competiții. A pornit de la o idee. Pot să-i mulțumesc aici cumnatului meu, Grațian Boroș, pe calea asta. O idee foarte simplă de a-i cinsti memoria. În primul an am dorit să adunăm, să-i chemăm și să-i invităm la Carei pe foștii coechipieri al lui tata, de la Baia Mare. Bine, acum mulți sunt trecuți sau erau trecuți de o vârstă și au primit cu bucurie invitația noastră și așa s-a născut și am dus până la capăt prima ediție, în 2012. Au venit din Germania, din Ungaria, care de pe unde a fost, și încă așa cum mai văd în față, la monument era adunarea, bucuria revederii pe chipurile lor după 30 de ani. Bineînțeles, după aceea și am organizat un meci de Old Boys cu băieții de la Victoria Carei din anilor 70 și a fost memorabil prima ediție. Mircea Dohan, un coleg de cameră, coleg de început de sport, coleg de echipă cu care am început și eu handbalul în Baia Mare, un jucător și un om de excepție. În general se spune că în om, când nu mai este, să vorbim numai de bine despre el. Eu, și dacă ar trăi, n-aș putea să vorbesc rău despre el, pentru că a fost tot timpul un om deosebit. Și mă bucur că sunt aici la acest memorial la Carei, care îl omagează pe el ca jucător, ca om de sport, că aici suntem cu prietenii, am venit aici cu plăcere. Pe Mircea Dohan l-am cunoscut încă de la liceu. Când a terminat liceul, imediat a ajuns în echipa orașului, care pe atunci s-a numit Recolta Carei. Eu în acel an am venit acasă din Baia Mare și am preluat echipa și, de fapt, eu am fost primul antrenor al lui Mircea. A fost foarte sociabil, un băiat deștept și un jucător foarte bun. Cert este că după terminarea turului, deja Baia Mare a pus ochii pe Mircea. Colegul meu și prietenul meu, Tegen, era antrenor atunci la Minaur Baia Mare și ne-am înțeles că merge la Baia Mare. Acolo a jucat mai mulți ani, pe urmă făcând școală superioară, adică Institutul Pedagogic Educație Fizică, a ajuns la Oradea și pe urmă a venit înapoi la Carei. Atunci noi am avut echipă destul de bună și el a jucat vreo 3 ani aici la noi, a fost capitan de echipă, a fost foarte respectat, a fost un om deosebit de modest, asta vă pot spune, niciodată nu s-a lăudat cu succesele lui și așa mai departe și a terminat activitatea practic la această echipă care s-a numit mai târziu Victoria Carei. Cu colegul și prietenul Mircea Dohan ne-am întâlnit în anul 1967 prin venirea noastră la Baia Mare, iar el a venit din Carei Ne-am întâlnit în Baia Mare pe terenul de handbal. Împreună și cu ceilalți colegi am constituit, a fost pionierii echipei de handbal Minerul Baia Mare. A fost o întâlnire plăcută, a fost o întâlnire colegială care a avut ca rezultat promovarea echipei noastre Minerul în divizia B, pe urmă în divizia A. Eu am cunoscut pe domnul Mircea deja de la Baia Mare, după ce a venit de la Constructorul, am jucat împreună aici la Victoria Carei. Dânsul a fost un model, un exemplu pentru noi, pentru devotamentul lui pe care ne-a dat. Deci totdeauna a dat totul pe teren, ne-a dat educație. Eu fiind băiat de la țară, foarte mult am învățat de la dânsul. Sunt foarte mulțumit, sunt atașat și acum de familia lui. Pentru mine a fost totdeauna un exemplu. El a avut un proverb care mi-a spus mine. Deci eu am fost pus în echipă neamțul, că eram băiat de șfab, și mi-a zis: neamțule, tu ai sarcină cea mai ușoară în echipă. Și am întrebat: domnul Toan, de ce sarci? Prinzi mingea și dai la Mircea Baci. Dacă nu prinzi mingea, atunci ai bai. Socru, în perioada tinereții, a făcut atletism și cred că la latura fizică asta foarte bine. Acum, după cum vedeți, în echipa Minerului atunci au evoluat foarte mulți studenți, antrenamentele erau istovitoare și cred că și calitatea umană a contat foarte mult ca să crească și să formeze din nimic, de la o echipă județeană. Într-un an de zile, Minerul Baia Mare a promovat în divizia. A fost echipa fenomenală la celor vremuri. În 68 primăvara a jucat în campionatul județean și în 69 toamna s-au duelat cu Gațu, cu Gruia, cu Penu, reușind chiar în primul an să învingă Dinamo. Avea un suflet foarte bun, totdeauna bine dispus și era un prieten adevărat. El a fost stâlpul echipei. Calitatea lui, deci s-a văzut că a fost profesor, a fost un dascăl. Și pe vremea, nu așa se făcea handbal ca pe vreme. Mulți eram, foarte mulți eram băieți de la țară. Băieți simplu, muncitor, croitor, zidar, templar, lăcătuș de la Uniu. El, trecând pe la Minaur Baia Mare, coleg de echipă cu domnul Birtalan, jucând în contra lui Gațu, lui Chici, Stoc, Tamate și Stângă, domnul Stângă. Deci dânsul a avut experiențe pe care noi ne... Și dânsul înainte de meci, când ne-a explicat nouă că despre handbal, frumusețea handbalului. La ora actuală, în România se naște un fel de revoluție care pornește de la juniori și copii, pentru că părerea specialiștilor e că handbalul a luat-o pe un drum puțin mai defect. Ceea ce cred eu este că ultimele rezultate au confirmat că parcă drumul este mult mai apropiat de realitate pentru că atât la nivelul junioarelor, cât și a juniorilor, în competițiile europene care s-au organizat anul acesta, au fost și cambaliștii români, au avut ceva succes. A fost un coleg deosebit, un băiat cu mult spirit de echipă, un om cinstit, corect, crescut aici în Carei și tot timpul era preocupat să învețe cât mai mult, să se perfecționeze. Noi atunci am jucat cu echipele acestea de prima ligă, de Dinamo, Steaua, Brașov și așa mai departe, am avut de învățat. Faptul că a fost atât de preocupat pentru handbal, l-a făcut să se ducă să se înscrie la facultate la Oradea, a terminat și a continuat, adică a făcut facultatea de educație, a devenit profesor de educație fizică și antrenor și a venit la Carei unde a crescut, știam, multe generații de elevi, de handbaliști. Am fost coleg de echipă la Baia Mare cu Mircea Dohan și nu numai coleg de echipă, ci și coleg de cameră. Și noi eram nu numai coechipieri, pur și simplu prieteni. De fapt, la noi în echipă era așa, cu toții eram prieteni, asta nu era ceva abnormal. El era în cadrul echipei răspunzător cu muzica. Pe vremuri era la modă radio ăsta portativ. Și dacă mergeam undeva în deplasare, el cu radio portativ în mână și peste tot cu muzica. Am fost la Negrești și totdeauna se știa că acolo se juca un alt fel de meci. Și ne-a spus, nu scoateți o vorbă, jucăm handbal și o să vedeți că vom câștiga. Și dânsul a avut dreptate. Deci nu ne-am certat, nu i-am dat goluri. Deci a fost un exemplu pe care se vede acum. Deci noi am avut mulți colegi de echipă care au murit. Deci el a fost un exemplu pentru tot Careiul, nu numai pentru echipa de handbal. Mircea a fost ceva excepțional. Cum a fost în handbalul românesc, Gațu sau Birtalan sau Stockholm la Carei, Mircea Dohan a fost un Gațu, un Birtalan a Careiului. Sunt foarte multe amintiri, acum sunt chiar și îndepărtați, sunt aproape 50 de ani, de jumătate de secol, dar în general eram doi ardeleni adevărați în sensul că ne plăcea să fie curat, să fie totul aranjat, totul să fie țais, cum se spune, și, într-adevăr, ne împărțeam foarte bine lucrurile ca să fie totul în regulă. De fapt, mai aveam încă doi colegi, stăteam într-un apartament de 4 camere, 4 băieți, 4 flăcăi, care nu eram normal niciunul din Baia Mare. De fapt, așa și construit echipa din Baia Mare, aproape foarte puțin, vreo 2-3 erau numai din Baia Mare. Restul au venit din jurul Băimeri, cum a venit eu din Zalău-Jibou, cum se spune, el din Carei, alții de la Târgu Mureș și marea lor majoritate, așa am format echipa. Handbalul se emulează perfect pe vârsta pe care noi o folosim în acest turneu. În sensul că handbalul dezvoltă niște abilități fizice și tehnice care se emulează la nivelul vârstei de junior 3, junior 2 și pregătește generația juniorilor 1. Eu îmi pun întrebarea încotro Cristian Gațu, că m-am puțin și mă duc după Mircea, însă dorința, nu numai a mea, a tuturor jucătorilor de handbal, colegi cu mine de generație, este să se nască încă o echipă românească care să facă cam ceea ce au făcut predecesori, respectiv generația noastră. Adică, și asta nu se poate face decât cu efortul tuturor celor care activează în fenomenul ăsta handbalistic. Avea detentă foarte bună, avea ochi foarte bun, el a jucat pivot, dar ca și coordonator am putut folosi pentru că vedea foarte bine pe teren și era foarte rapid, deci era primul la contraatac și primul care a venit înapoi. E greu de caracterizat numai într-un singur cuvânt, pentru că a fost un jucător complex, un om deosebit în toate punctele de vedere, dar sigur că da, ne vom aduce aminte toată viața de el, de modul cum s-a manifestat, de modul în care a pus atâta pasiune pentru sport, pentru handbalul pe care îl iubim, îl vom iubi până când ne ducem și noi. Această ediție actuală sunt bune că sperăm că vom recâștiga spectatorii și anul viitor vor fi mai mulți ca și în acest an. Taică-mi mi-a trasat coordonatele pe care am reușit până acum, eu consider să le păstrez, și a făcut datoria de părinte, de tată, cum nu se putea mai bine. Eu am fost foarte atașat de el, că îmi lipsește și mi-e dor de el.